Salutare prieteni, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vă prezint animalele pe care le am în gospodărie. Aceasta este o scroafă gestantă, trisfet la începutul mai. Este de rasă pic cu duroc. Este la prima fătare. Aici avem un câine în vârstă de 5 ani. Este corcicul ciobănesc. Un câine foarte cu minte. Ascultător. Aici avem o iepuraică de oraș gri german în vârstă de 9 luni. Am montat-o cu un iepuroito de oraș gri german metiș, care este tot metiș. Trebuie să verific peste 2 zile să ne a prins. Lângă ea am un iepuroi, dar mai mic, este montată cu el. Acesta este iepuroiul, în vârstă de 6 luni, 7 luni aproape. Iepuroi frumos, minte. El este un pic mai mic, la iarnă o să montăm cu el. O să vă arăt și un iepuroi mai mic, corcit de rex. Asta e mâncarea. Eu primesc ei niște lucernă cosită de ieri. Nu prea cresc lucernă. N-a fost ploaie. Da. Le ajunge două săptămâni, trei. Este suficient până ai cosi mai multă lucernă. Revenind de la iepuroi. Acesta este iepuroiul de care vorbeam, corcicul rex. Pe el îl ține în altă parte, trebuie să-i faci lăcuscă tot acolo. A primit și el lucernă de asemenea. Și îl țin deocamdată. Vedem ce se va întâmpla cu el. Revenind de la niște perși. Aici avem un cocoș foarte mare, foarte frumos. Cocoș blând. Următor. Foarte frumos cocoș. Aici avem o pereche de papagali. În vârstă de 1 an și 3 luni. Ea este femela. Și el este mascul. Aici avem niște pui de găină. În vârstă de o săptămână. Aceștia galbeni sunt de carne și acești sunt de ou. Aceștia sunt de ou, aceștia de carne. Bun, prieteni, aceasta a fost gospodăria mea cu animalele mele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Până data viitoare, vă salut!